Antrenament cu public pentru CSU Alba Iulia în ultima partidă disputată în campionat. Echipa universitară a trecut pe teren propriu de Nova Vita, Târgu Mureș, scor 98-35 pe sferturi, 25-10, 18-11, 34-9, 21-5, într-un meci care a contat pentru etapa a 21-a a Ligii Naționale de Basket Feminin, Divizia A. Partida a fost dominată de la un capăt la celălalt de gazde, care nu au avut în niciun moment probleme în fața unei formații care a venit la Alba Iulia cu doar 7 jucătoare, din care 6 apte de joc. De astfel, trupa lui Miroslav Popov a reușit să câștige categoric toate cele 4 sferturi, la final diferența de pe tabelă fiind una enormă. În continuare, fără Tiffany Brown, în efectiv, CSU a intrat bine în meci, reușind să ia repede avantaj pe tabelă, chiar dacă sportivele au jucat destul de relaxat. După primul sfert, universitarele conduceau 25-10. Și Vlaicu. Atac al echipei CSU Alba Iulia, Ildic Onog sub panou și 2 puncte pentru CSU. Zevințe, Cesi Tirid, Anemarie Părău conduce atacul. Alexandra Uiuiu. Și scorul devine 4-0. Al doilea sfert a fost, putem spune, cel mai echilibrat, 18-11 pentru CSU, dar basketbalistele din Alba Iulia au intrat la pauza mare cu un avantaj de 22 de puncte. În Serbia, dinaintea meciului de la Târgoviște din această săptămână. Încă 2 puncte pentru CSU prin Ildic Onog. La revenirea de la cabine, basketbalistele din Alba Iulia au început să se apere foarte agresiv, până la final mai primind doar 14 puncte, reușind să înscrie 55. De menționat este faptul că încă din sfertul 3, Alexandra Vlaicu de la Nova Vita s-a accidentat, astfel că trupa oaspede a fost nevoită să joace cu aceleași 5 jucătoare până la final, una dintre ele fiind în pericol de eliminare, după ce a acumulat 4 faulturi personale încă dinainte de pauză. Calmează puțin jocul Cesi Tirid. Trebuie spus că fetele CSU vin după un meci dificil la Sfântul Gheorghe cu Sepsi, meci pe care l-au câștigat cu 50-46, Ildic Onog sub panou și încă 2 puncte pentru CSU Alba Iulia. Anemarie Părău, pătrundere, Anemarie Părău sub panou. Antrenorul Miroslav Popov a spus că echipa merita un joc mai ușor după partida dificilă de la Sfântul Gheorghe cu Sepsi. This game was a practice. We practice something, I don't know, they, when they play man to man, we practice to switching or something, you know, also in zone defense again, and we are very nervous probably because we want to be 100 points and we miss a lot of shoots in the last minute, you know, but it was okay, you know, after Sfântul Gheorghe we have one easy game and we must prepare for Monday to play in Oradea. Seeing that we have assured us the second place, what's next for us in these games that remain? We must be serious. We must be serious and disciplined and every game to win, you know. It doesn't matter how we win, but it's important. I know that players want to some games to relax, you know. The big games are motivated, these games are not motivated, but I didn't see that they are relaxing so much, you know. We score, we have good shooting night today and this game, and I hope that we play good in other games in like today. Alexandra Uiuiu, cu o evoluție bună în partidă cu echipa din Târgu Mureș, speră ca finalul sezonului să aducă și îndeplinirea obiectivelor propuse. Sunt meciurile mai ușoare, de obicei exersăm ceea ce facem la antrenamente ca să ne îmbunătățim tactica pentru meciurile mai puternice. Cum v-a simțit astăzi în teren? Bine, a fost un meci ușor, cred că mai mult am jucat din plăcere, să zic așa. Publicul și-a dorit 100 de puncte și astăzi ar fi fost al treilea meci consecutiv, n-am reușit. De ce? Se întâmplă. Poate ne-am dorit prea mult să marcăm ultimele 2 puncte și de aceea am ratat. Cum vezi tu viitorul echipei noastre? Suntem ne-am asigurat locul 2. Ce vezi că urmează? Bineînțeles, sper să jucăm finala, atât în campionatul internațional cât și în cel național. Și eu cred că echipa merge foarte bine în momentul de față. Pentru CSU Alba Iulia a fost cea de-a 18-a victorie în campionat și se află pe locul 3, însă va urca pe o poziție în clasament astăzi după disputarea partidei restanță cu CSM Oradea. De cealaltă parte, Nova Vita rămâne penultima în Liga Națională cu 2 succese și 18 partide pierdute. Înregistrarea partidei CSU Alba Iulia Nova Vita Târgu Mureș o puteți urmări în această seară la Alba Iulia în cadrul emisiunii Din Voleu începând cu ora 19, în comentariul lui Sorin Poparadu și Sorin Stanciu.